Când discutăm cu cupluri care au o viață lungă împreună și întrebăm care a fost secretul căsniciei lor de durată, printre lucrurile care ni le spun, unul dintre cele mai importante este faptul că ei au știut să ierte. Cea mai minunată căsătorie este căsătoria a doi iertători buni. E important în viață pentru a avea o căsnicie sănătoasă, o relație sănătoasă, să știi să ierți. Să știi să ți iei iertare și să știi să ierți când cealaltă persoană îți greșește. E bine să mergi un pas mai departe și să ierți chiar dacă persoana cealaltă nu recunoaște că a greșit sau nu își cere iertare. Tu poți și ai capacitatea să faci lucrul acesta dacă alegi și prin aceasta îți aduci multă pace și liniște în viață. Veți găsi notițele la această lecție, lecția 45, episodul 45, despre iertare. Pentru că astăzi vorbim la un strop de claritate despre iertare. Că atunci când vrei să gestionezi relațiile mai bine, trebuie să știi să ierți și să, în același timp, să-ți ceri iertare. Pentru cei care sunt noi cu noi, vreau să vă spun că sunt notițe la fiecare din lecțiile acestea, le găsiți la eq.org.au sau în linkurile care sunt aici unde, unde ascultați acest podcast sau îl vizionați. Vreau să mulțumesc foarte mult celor de la Masato cu care parteneriem să vă ducem acest conținut vouă. Ei pun la dispozi dispoziție fotolii de masaj de înaltă calitate, în România și în Europa. Îi găsiți la masato.ro Înțelegând iertarea, cât de bun iertător ești tu? Cât de bine știi să-ți ceri iertare? Când cineva vine la tine? Pui condiții față de iertare sau ierți foarte ușor? Vrei să te justifici sau ți -e greu, și ți-e greu să ierți? Sau alegi amânarea? Sau vrei mai mult? Cât de ușor ierți? Ce pretenții ai pentru iertare? Cât de bine ți ierți copiii, cât de bine ți ierți soția, cât de bine ți ierți părinții, colegii, prietenii, dușmanii. Cât de bine ierți pe aceștia. Astăzi vorbim de subiectul acesta poate chiar incomod pentru unii despre iertare. Ce este iertarea? În notiță am scris lucrul acesta. Iertarea este o decizie conștientă, deliberată, de a elibera sentimente de resentiment sau răzbunare față de o persoană sau grup care v-a afectat, indiferent dacă ei merită de fapt iertarea ta. Deci este o decizie cognitivă, conștientă. Tu alegi lucrul acesta, este deliberată, este intenționată, este cu scop, adică nu se întâmplă natural, se poate întâmpla ca un obicei dacă continui să ierți tot timpul, dar inițial va trebui conștient să această hotărâre și să te eliberezi. Ce faci când ierți? Te eliberezi de sentimentele de resentiment sau de revanșă sau de răzbunare față de persoană sau un grup care ți-a greșit. Deci, tu poți să alegi să ai sentimentele acestea de reținere, de resentiment. Sau poți să alegi să ierți și să te eliberezi de gândurile acestea care de fapt îți fac bine și ție. Iertarea aduce pacea de spirit iertătorului și le elibir, elibir, eliberează, scuze, eliberează de furia corozivă. Există o furie corozivă care coroade pe cel care nu iartă, nu pe cel care a făcut daunele, și pe cel care nu iartă, poate această furie, această, aceste resentimente să lucreze în adânc, așa de mult încât îl um, deunează celui care nu iartă, neiertătorului. Știți că creierul nostru um, dă drumul la anumite chimicale în trupul nostru, bazat pe ceea ce gândim noi. Deci noi când nu iertăm, noi când ținem în noi, noi când, de exemplu, alegem resentimentul, alegem răzbunarea, creierul nostru emană în trupul nostru niște chimicale toxice. De aceea ne este rău, de aceea ne doare stomacul, de aceea avem palpitații, transpirăm, de aceea ne facem roșii, înroșim, pentru că creierul nostru lucrează bazat pe ce alegem în mintea noastră să gândim, pe mesajul care îl transmitem să se lupte într-un sens și creează în noi starea aceasta cu aceste chimice, chimicale toxice noi. Pe partea cealaltă, dacă noi alegem iertarea, pacea, bunătatea, creierul nostru, la rândul lui, transmite chimicale sănătoase în trupul nostru. Așa că resentimentul, neiertarea, Aduce daune mai mult nouă decât persoanei neiertate. Pentru că acestea lucrează stres în noi, ne apasă, aduce amărăciune și ne dăunează foarte grav sănătății noastre spirituale, sănătății noastre mentale, sănătății noastre fizice. Nu numai că iertarea este bună pentru suflet, dar are de asemenea beneficii pozitive asupra bunăstării noastre mentale și chiar fizice. Cum spuneam anterior, da starea noastră totală este afectată de iertare. Abilitatea de a ierta și de a căuta iertare contribuie semnificativ la satisfacția maritală și este adesea clasificat ca unul dintre cei mai importanți factori care afectează longevitatea relației. Dacă vrei să ai o căsnicie lungă, de durată și sănătoasă, învață-te să ierți. Spuneam că cea mai bună căsnicie este a doi iertători. Așa că soția ta are nevoie de iertarea ta, soțul tău are nevoie de iertarea ta. Vreau să spun că soția mea mă iartă tot timpul. Dacă nu m-ar ierta, viața mi-ar fi cumplit de grea. Am învățat și eu să iert mai greu și încă mă lupt și știu că trebuie să iert, dar vreau să spun că este un proces la care trebuie să lucrez mai mult și eu, și mă gândesc că și dumneavoastră și să nu rezistăm bunătatea, să nu rezistăm iertarea, să nu ne opunem uh, impulsul acela de iertare care vine și ala spre noi, tot la aceeași măsură care, în care vine impulsul de neiertare. Când avem posibilitatea imediat, când cineva ne, eu știu, ne atinge coarda aia care vibrează negativ, când uh, ne sare țandura, în momentul ăla să știm să iertăm și să mergem înainte, face foarte, foarte mult sens. Iar, față de soția noastră sau de soțul nostru, este un lucru important. Am ales acum niște zicale de perspectivă despre iertare, pentru că acestea le ținem minte mai ușor decât doar niște concepte. Și acestea sunt bune pentru că sunt profunde, au tâlc, dacă doriți. Martin Luther King Jr. spunea: Întunericul nu poate alunga întunericul, numai lumina poate face asta. Ura. Nu poate alunga ura, numai iubirea poate face asta. Așa cum întunericul nu poate alunga întunericul, ci doar lumina poate să facă ca întunericul să dispară, nici ura nu poate să fie câștigată prin ură. Deci nu poți răspunde urii cu ură. Nu, poți, uh, nu vei câștiga niciodată. Singura metodă de a birui ura este dragostea, este iubirea. Așa că singura metodă de a iubi, pe cel care ți-a dăunat, pe cel ce a vorbit urât împotriva ta, pe cel care te-a făcut uh, să simți durerea inimii, eu știu, este să ierți persoana aceasta să demonstrezi dragoste. Dr. Shauna Shapiro spunea, durerea în viață este inevitabilă. Suferința, pe de altă parte, este opțională. Vei spune cum durerea este inevitabilă și suferința este opțională. Care e diferența între durere și suferință? Durerea se întâmplă atunci când cineva îți cauzează această durere, prin care simți uh, fie o durere fizică, fie o durere lăuntrică, emoțională, prin care cineva te-a atacat și pe moment inconștient, adică primul răspuns este durere. Te doare, te doare inima, te doare că te-a atins, te doare că te-a lovit, te doare că o vorbit urât față de tine, doare. Durerea aceea este reală și nu poți să o eviți, pentru că doare în momentul respectiv. Suferința este să alegi să rămâi cu durerea aceea. Suferința este să îmbrățișezi durerea pe termen lung. Asta e opțională. Dacă tu ierți, chiar dacă simți durerea, tu te-ai eliberat și te vindeci. Dacă nu ierți, asta înseamnă că tu alegi suferința. Și pe termen lung, tu vei suferi mai mult decât durerea cauzată inițial, pentru că durerea aceea se amplifică, crește, ne facem din țânțar armăsar și conviețuim cu suferința respectivă, acum transformată într-un chin, într-o într într stare foarte, foarte negativă dureroasă și apăsătoară. Așa că durerea este inevitabilă, vei simți durere pentru că iubești, pentru că ești persoană, pentru că ești umană, dar suferința este opțională. Nu trăi cu durerea. Alege iertarea, alege eliberarea și vei fi însănătoșat foarte, foarte rapid. Bruce Lee spunea, greșelile sunt întotdeauna iertabile dacă cineva are curajul să le recunoască. Atunci când greșești, fii primul care îți recunoști greșeala. Învață-te să ai această conștientizare și atunci când greșești, să fii sincer cu tine și cu cei din jur că ai greșit, recunoaște ce iertare și mergi mai departe. Îți va prinde bine și ție și celor din jur și relațiile tale vor fi foarte sănătoase. Lewis Smith said, a înseamnă a elibera un prizonier și de a descoperi că prizonerul erai chiar tu. Și deci atunci când ierți, poți să fii egoist, într-un sens, pentru că te eliberezi pe tine. Îți faci mai mult bineție decât persoanei celelalte. Neiertarea e ca și cum ai, a, ai da o travă, ai bea o travă tu și ai aștepta ca cealaltă persoană să moară, spune altcineva. Deci, aia e neiertarea. Ca și cum tu iei o travă și aștepți ca cealaltă persoană să moară aia e neiertarea. Când ierți, tu eliberezi prizonierul și prizonierul acela ești tu. Așa că eliberează-te și iartă. Termenul, am pus aici și termenul din greacă de unde vine iertarea, este termenul macrotumeo, care e un cuvânt grecesc pentru iertare și acesta literal înseamnă ai răbdare cu mine și dăm timp. Ai răbdare cu mine și dăm timp atunci când cineva își cere iertare, îți spune, te rog, ai răbdare, fii pacient cu mine. Și dăm timp. Și lucrul acesta este drăguț. Bernard Meltzer spunea, când ierți, nu schimbi niciun fel trecutul, dar sigur schimbi viitorul. Nu mai poți să schimbi ceea ce s-a întâmplat, durerea cauzată. Dar poți să schimbi viitorul. Nu trebuie să rămâi cu durerea aceea să se schimbe în suferință. Așa că da, a, a, evenimentul s-a întâmplat, durerea a fost cauzată, dar ai fost rănit, dar nu rămâi în poziția aceea. Nu trebuie ca viitorul tău să fie marcat de această durere, tu poți să schimbi viitorul, așa că schimbă. <coughs> Honore de Balzac spunea, inima unei mame este un abis adânc în partea de jos, a căruia veți găsi întotdeauna iertare. Deci în cea mai adâncă situație din viață, mama întotdeauna iartă. Și ce lucru minunat și frumos este acesta că putem merge la mamele noastre să căpătăm iertare. Dar, tați, dacă ești un tată și ești dincolo de pelicula aceasta a camerei și mă vezi sau mă asculți pe podcast, vreau să te îndemn din toată inima să devii un bun iertător. Băieții tăi, fetele tale, nepoții tăi au nevoie de iertare. Trebuie să știe că la tine pot veni pentru iertare oricând și vor primi iertare în cele mai dificile circunstanțe ale vieții. Avem nevoie de tați iertători. Nu mai ține resentimente față de copiii tăi. știu că ți-au greșit. La toți ne-au gre ne greșit copiii și noi am greșit părinților noștri și ei ne-au iertat învață să ierți și când tu ierți pe ei, ei vor deveni mai buni iertători de asemenea. Iertarea aduce împăcare, așa că fă lucrul acesta. Alexander Pope spunea, a greși este omenesc, a ierta este divin. Fiecare din noi greșim, toți facem greșeli, dar capacitatea de iertare este un lucru divin. Și pentru că fiecare din noi suntem într-un mod sau altul conectați cu divinătatea, și știm că Dumnezeu ne-a iertat pe noi prin Domnul Isus Hristos, murind pe cruce, ca jerfă pentru noi să ne ierte, ne rugăm în rugăciunea domnească și ne iartă nouă greșelile noastre sau păcatele noastre, precum și iertăm și noi greșiților noștri, lucru, lucru foarte, foarte important. Deci dacă vrei să fii iertat, iartă. Tu te rogi așa în rugăciunea domnească și spui iartă-mă precum eu iert pe alții. Ei nu iertăm pe alții prea bine și n-am vrea ca Dumnezeu să ne trateze cu aceeași monedă. Așa că devin un bun iertător și fii atent, în Ioan 20 cu 23, care l-am pus aici, Iisus spunea, celor ce le veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Deci gândește-te că tu poți să lucrezi cu Dumnezeu la iertarea omenirii într-un sens, iertându-i pe ei și dacă tu ierți pe oameni și Dumnezeu iartă pe ei. Gândiți-vă ce putere ne-a lăsat Dumnezeu să avem în lumea aceasta, putere iertătoare, prin care noi eliberăm pe oameni de păcatele lor împotriva noastră. Minunat, minunat lucru, așa că îmbrățișează iertarea. Deci, zicale acestea de perspectivă despre iertare te ajută să aprofundezi însemnătatea iertării și să o aplici în viața ta. Sper că a făcut lucrul acesta. Două modalități principale de reconciliere, de împăcare. Cum poți să te împaci? Este reconcilierea implicită, care are loc automat, cât mai curând posibil, când tu, din propria inițiativă, alegi să ierți. Pur și simplu, vrei să ierți pe cel ce ți-a greșit, că și-a cerut iertare, că nu și-a cerut iertare, îl ierți, că merită, că nu merită, tu îl ierți, ai ales iertarea, Astea este o aceasta este o reconciliere implicită, care tu, din interiorul tău, ai ales să faci lucrul acesta, pentru că ai devenit bun, la inimă, Dumnezeu lucra la inima ta și ai starea aceasta bună ca să ierți. A doua modalitate de reconciliere este reconcilierea explicită, care are loc atunci când oamenii lucrează împreună pentru a reconcilia prin abordare explicită a problemelor. Explicit e vorba când oamenii se întâlnesc la o masă de discuție, să se împace, fie că o fac împreună doar cei doi, fie că mai au alte persoane care ajută să medieze această întâlnire, este când toate lucrurile sunt expediate, sunt puse pe masă și de acolo iese împăcarea. Fie că e reconciliere implicită sau explicită, lucrurile acestea sunt importante, într-un mod sau în altul, fără reconcilierea, fă împăcarea și du-te înainte. Vor fi, posibil... Vor fi cazuri în care nu se pot face reconciliere în sensul că nu mai poți merge pe același traseu cu acea persoană, daunele sunt prea mari dar iertarea totuși poate fi dată. Poți să ierți, aia nu înseamnă că trebuie să continui în aceeași relație, poți să ierți și să mergi mai departe, dar n-ai dreptul să nu ierți. Deci iartă, chiar dacă nu mai umbli cu persoana respectivă în aceeași direcție. Totuși trebuie să ierți persoana respectivă. Acum, la aplicație. N-ai voie să ocolești aplicația. Trebuie să scrii și tu ceva și să aplici lucrul acesta. Identifică pe cine trebuie să ierți astăzi și notează exact ce vei face în ai ierta. Cine are nevoie de iertarea ta? Poate chiar soțul tău, soția ta, poate copiii tăi, nepoții tăi, poate părinții tăi, poate colegii tăi, poate un vecin, prietenii tăi, nu știu cine. Gândește-te cine are nevoie de iertarea ta. Și totodată, cui ar trebui să-ți ceri tu iertare, să-i ceri iertare să te ierte pe tine. Așa că află lucrul acesta, gândește-te și gândește exact ce ai să faci tu pentru această împăcare, pentru această reconciliere, pentru această iertare. Dragii mei, iertarea vine de la Dumnezeu. Este un act minunat cu care ne-a îndezestrat și pe noi să dăm mai departe iertare celor din jur. Așa că învață-te să ierți, fii un bun iertător și dacă tu ești un bun iertător, vreau să spun că lumea aceasta va fi schimbată de tine. Dacă înveți copiii te să fie buni iertători, ei vor schimba mediul înconjurător. Când eu iert și tu ierți, gândiți-vă câte bună stare socială aducem noi în jurul nostru. Așa că în gestionarea relațiilor, în managementul relațiilor, la un strop de claritate, astăzi, în episodul 45, te-am îndetat să fii un bun iertător. Să ierti pe cei care îți greșesc și totodată să înveți să-ți ceri iertare și vei primi și tu iertare și vei fi liber și vei trăi o viață eliberată de stres, de apăsări, de resentimente, de remușcări, pentru că știi să fii liber, să te păstrezi curat, cu o minte sănătoasă, cu un duh sănătos și cu un trup sănătos. Fii binecuvântat, te văd data viitoare la episodul 46.